Bună ziua și vă spun, dragii mei, și astăzi sunt aici, la linia de start, în fața Comitetului Olimpic și Sportiv Român, pregătită să vă spun o nouă poveste. Sunteți pregătiți? Pe locuri? Fiți gata? Up! Povestea despre care vă vorbeam sună cam așa. Are 16 ani, joacă handbal de la 9 ani, este dublu campion național, este component al echipei naționale de cadeți și se numește Bogdan David Voica. Să-l cunoaștem! Numele meu este Voica Bogdan, am 16 ani și joc handbal de la vârsta de 10 ani la CSM București. 4 ani la rând am ieșit campion național la junior 3 și vicecampion național la junior 2. Am fost selectat la echipa națională, am câștigat și premii individuale, cel mai bun interstâng în anul 2016 și cel mai bun apărător în anul 2018. A fost o bucurie foarte mare și o onoare pentru că toată munca mea a fost răsplătită prin convocarea la lotul național. Eram mândru că am reușit să fiu cel mai bun pe postul meu din țară. Pentru mine handbalul înseamnă disciplină, dar și foarte multă muncă. Sunt de părere că munca bate talentul de multe ori. Trebuie să anticipezi, nu trebuie să pleci dinainte. Trebuie să urmărești ce se întâmplă cu atacul. Haide! Și mișcă Bogdan! Bine apărarea. Bogdan este un caracter puternic și frumos, este un copil luptător, îmbină pe de-o parte școala și disciplina și handbalul, îi face plăcere, este un jucător inclusiv al lotului de național de cadeți, face parte din lotul național de cadeți și este un jucător exponențial. Mai departe! Așa, bine Bogdan! Este un catalizator al echipei, el și împreună cu alții reușesc să tragă tot timpul cumva din spate pe toți și să-i mobilizeze. Așa cum am spus la început, e un caracter puternic și ajută să-i mobilizeze și pe ceilalți. În general, echipa la care este acum, echipa de junior 2, a fost o echipă care a avut rezultate încă de la junior 4. Au și un titlu de campion, titlu de vicecampioni ai României, au fost tot timpul, s-au bătut la medalii an de an. Astăzi facem un antrenament pregătitor meciurilor de săptămâna asta, deoarece începe returul din campionat și o să lucrăm mai mult atacul. Îmi petrec foarte mult timp la sală, în sala de handbal și în sala de forță de asemenea. De cele mai multe ori plec dimineața de acasă și mă întorc seara după al doilea antrenament și după școală. În fiecare zi mă trezesc la 8, la 9 plec de acasă, la 10 începe primul antrenament al zilei, mă duc la școală la 1:30 și seara la 6 începe al doilea antrenament. În fiecare zi. E foarte obositor, dar când intervine pasiunea și dorința de a deveni cel mai bun, aceste lucruri nu mai contează. Și ține poziția. Atât. Așa. Aici. Și joacă. Mai departe. Bun. Generația lor, cei născuți 2004-2005, ne pot face să scoate un pic capul afară, dar cu siguranță sunt jucători de valoare, sunt jucători cu reale calități pentru a face handbal de performanță. Dar, exact cum am spus și la Bogdan în mod particular, depinde de foarte multe lucruri de a scoate cumva handbalul la suprafață cu ei. Pentru mine, antrenorul este ca un bun prieten, deoarece mereu când am nevoie de un sfat, el mă ajută și îmi explică ce ar trebui să fac mai bine. Hai cu mingea! Ca și handbalist, e un jucător care muncește foarte, foarte mult, este preocupat de tot ceea ce înseamnă handbal.
Are și un, să zic așa, un pedigree, pentru că tatăl lui este fost handbalist și este antrenor secund la lotul de senior, iar unchiul lui, Eliodor Voica, la fel, un handbalist de mare valoare. Și se pare că și el îi calcă pe urmă. De mic mi-a plăcut acest sport, având și exemplul tatălui meu care a jucat și el handbal, iar când mi s-a ivit ocazia, am făcut-o cu cea mai mare plăcere. Și tatăl meu a jucat și unchiul meu. Amândoi, da. Ce e important? Păi, mare parte îmi explică ce am greșit, în special tatăl meu mai mult. Îmi explică ce să fac mai bine și ce să îmbunătățesc. Mă bucur pentru el că până acum a înțeles faptul că sportul de performanță, handball de performanță, presupune niște sacrificii și unul dintre ele ar fi renunțarea la copilărie, parțial. Dar cu cât va conștientiza mai bine că pe lângă aceste sacrificii e nevoie de foarte multă muncă, cu atât mai bine va fi pentru el. Voi stați pe bară, centri stați pe bară și voi un pic mai în interior. Obiectivul atacului este să punem mingea în semicerc, în cele 1, 2, 3, 4... Da? În cele patru culoare, da, sunt patru. Bun, prin pasare, da? Obiectivele apărării e de a fragmenta și a lua cât mai repede mingea, da? Să arate ceva de genul ăsta. Aici, da? Pasez. Bun, pas. Handbalul se moștenește și trebuie Dumnezeu să ajungă mai sus decât cei de care au fost înaintea lui. Și așa, și bun. Joacă, haide. Mama este mai mult ca o prietenă, nu privește mai mult decât handbalul și este mult mai blândă și tolerantă decât tata. Să vorbesc despre Bogdan ca și mamă ar însemna ca toate cuvintele să fie la superlativ. Pentru faptul că a avut modelul tatălui lui, cuvintele minunat, desăvârșit, sunt cele mai elocvente. Mărește unghiul și fă plonjon și dă drumul. Haide! Stop. Exact asta i-am spus mai înainte lui Robert. Da? A făcut pivot la joc și acum noi de fiecare dată trebuie să atacăm în spațiu. A ajuns mingea, a pasat pivotul acolo, dar trebuie să urmăresc spațiu. El în spațiu acolo, eu în spațiu aici. Da? Primez mingea aici. Cu colegii mă înțeleg foarte bine, cu toți ne avem ca frații, este o relație foarte bună în echipă. Atât acolo, așa, acolo. Și? Bun, bine. Bogdan Voica, îl consider că am cel mai bun jucător, ca din punct de vedere al viziunii, ce poate să facă el singur ca și jucător, dar și ca și persoană. Este totuși un copil. Hai, calitatea pasei. Și uită-te de la pivot. Așa, acolo. Bine. Bine, Bogdan. Colegul meu este Bogdan Voica, este foarte bun prieten cu mine, ne înțelegem, suntem pe același post. Colaborăm foarte bine. Este un băiat foarte bun, inteligent. Pe Bogdan îl văd în altă țară, jucând în altă ligă mult mai bună decât a noastră. Să aibă încredere în el, poate foarte mult și mult succes. Echipă de perspectivă, cu juniori de valoare. Noi așteptăm să facă cât mai repede mari, să integrăm la echipa de seniori. Hai! Și? Bun. Hai de bășire, Bogdan. Așa, bine. Bun. Nu-i pericol la 10 metri. Deci costarul echipei. Da. Când se apropie Bogdan Voica de poartă, ce simți? Este un sentiment și de frică. Știu că este un jucător foarte bun și trebuie să trag tare ca să pot să îi apăr vreo minge. Lui Bogdan îi doresc mult succes și să muncească foarte mult să ajungă unde își dorește. Este un jucător pe sume bun, în opinia mea, un coleg foarte bun, un capitan în care îți poți pune încrederea. Eu urez lui Bogdan mult succes în cariera sa, pentru că este un jucător bun și, la fel ca și noi, are un viitor strălucit. Bogdan este un coleg foarte bun, mă înțeleg foarte bine cu el și îi doresc mult succes pe această cale, pe handa. Exact asta i-am spus
mai înainte lui Robert. Da, a făcut pivot la, venit pivot la joc și acum noi de fiecare dată trebuie să atacăm în spațiu. A ajuns mingea, a pasat pivotul acolo, dar trebuie să urmăresc spațiu. El în spațiu acolo, eu în spațiu aici. Da? Primez mingea aici. Și atunci oblig de fiecare dată apărarea să aibă altă, altfel să lucreze. Dacă eu mă duc direct aici, mi-anulez avantajul omului în plus. Așa, dacă mă duc în spațiu, îmi minge acolo, nu mai trebuie să mai fac depășire nimănui. Dă pas, da? Nu mai trebuie să fac depășire dacă mă duc aici. Mă duc atât aici. Și atunci îl oblig pe el să se deplaseze și eu am posibilitatea de a pasa acolo, de a juca cu pivot. Eu, după o înfrângere, îmi place să a doua zi să mă întorc chiar în sala de handbal sau în sala de forțe și să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni mai puternic. Consider că sunt un om care învață din greșeli și încearcă să le repare și să facă totul mult mai bine. Prin pasare, da, obiectivele apărării e de a fragmenta și a lua cât mai repede mingea, da? Să arate ceva de genul ăsta aici, da? Pasez. Bun, pas, pas. Dintr-un sport, dacă toate lucrurile merg cum trebuie și nu sunt alți factori care pot influența drumul în viața sportivă, eu cred că poate să ajungă un handbalist de valoare peste câțiva ani și de ce nu să joace chiar la un nivel mai înalt și în alt campionat de afară. Mărește unghiul, mărește unghiul! Bun, pas și acolo, așa, și pasă, asta, bine Bogdan! Hai, bagă în poartă, hai de apărare, încă o dată aici! Este o echipă cu potențial foarte bun, care se luptă la câștigarea titlului în fiecare an și mă simt foarte bine alături de colegii mei. Și? Atât, așa, și? În opinia mea, echipa la care joc are calități și poate ajunge clar în primele patru din țară. Sper că vom ajunge să câștigăm titlul nostru. Eu în viitor mă văd printre cei mai buni handbaliști din lume, la o echipă bună și chiar dacă acest drum o să fie foarte lung și greu, sunt conștient de asta, dar nu o să mă las. Salut, Bogdan! Ai toate calitățile să ajungi un mare handbalist. Pe lângă aceste calități, ai nevoie de multă muncă și perseverență. Te așteptăm cât mai repede să vii alături de noi la echipa mare CSM București și îți doresc de asemenea cât mai multe provocări la echipa națională de seniori. Până data viitoare vă spun up! Și nu uitați, de aici, din prezent, fabricăm viitorul. Stăm puterea noastră! Fii și tu up! La revedere!